Bună, dragii mei, bine ați venit și bine v-am regăsit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Astăzi explorăm împreună cine vrea o relație cu tine și ce fel de relație vrea cu tine. Vom extrage două cărți din acest oracol, Răspunsurile Îngerilor, și vom avea două grupuri. Pentru grupul 1 avem această carte Oracol, Așteaptă. Pentru grupul 2 avem această carte Oracol, În următoarele luni. Vă rog, alegeți cel puțin o variantă cu ajutorul intuiției voastre. Este o citire fără timp, este relevant momentul în care ascultați acest mesaj și vă rog, luați de aici doar ceea ce rezonează. Vă aștept pe www.taroterapia.ro pentru seturi de tarot, oracole, cursuri de tarot și alte surprize. Haideți să începem acum cu grupul 1. Grupul 1, cine vrea o relație cu tine și ce fel de relație vrea cu tine? Pornim de la această carte oracol pe care ai ales-o, care are acest mesaj. Așteaptă! Haideți să aflăm indicii și adăugăm cărți din tarotul sufit. O persoană care în momentul ăsta se simte singură, se simte înstrăinată, cineva care se simte abandonat, cineva care simte lipsa multor lucruri în viața sa în momentul ăsta. Cineva care probabil se simte blocat, așteaptă ceva, își dorește să audă că începe o anumită schimbare. Cu acest 5 de monede ne gândim la cineva care în momentul ăsta nu se simte deloc satisfăcut de propria viață, cineva care nu se simte satisfăcut de felul în care stau lucrurile din punct de vedere sentimental sau cineva care are probleme din punct de vedere financiar sau cineva care are probleme pe la serviciu. Așadar, este cineva care, iată, așteaptă. Așteaptă poate niște momente mai bune, așteaptă poate o anumită soluție, așteaptă poate până să intre în contact cu tine sau să-ți spună direct, ascultătorule, care sunt intențiile sale. Haideți să vedem mai departe. Vă rog să-mi spuneți în comentarii cum rezonează până acum. Haideți să vedem ce fel de detalii aflăm despre, iată, se grăbesc toate aceste cărți către mijlocul citirii. Ce detalii mai aflăm despre această persoană? Pentru cei dintre voi care nu știu despre cine este vorba și probabil că nu cunosc această persoană, un posibil indiciu aici este o petrecere. Un eveniment la care sunt prezenți mai mulți oameni care sărbătoresc ceva, ceva se poate întâmpla cu acea ocazie. Haideți să vedem ce este cu acest personaj în viteză. Roata norocului, de ca și cum lucrurile ar fi scrise undeva în stele. De ca și cum întâlnirea voastră sau reîntâlnirea voastră în alte cazuri ar putea să se întâmple într-un context la care nu v-ați gândit. De ca și cum se așează lucrurile în așa fel în afara voastră încât vă treziți față în față și vă gândiți, dar cum a putut să se întâmple chestia asta? Pentru că în circumstanțe obișnuite nu am fi reușit să dăm unul peste celălalt. Așadar, intervine aici un element surpriză. Avem de asemenea până acum pe cineva din Săgetător, din Rac, Vărsător sau Capricorn, Balanță și haideți să vedem mai departe. Iată ce frumos se
reunesc aceste două mâini. Foarte multă energie a aerului. Aici avem o persoană inteligentă, avem o persoană comunicativă sau avem pe cineva care își pregătește o serie de mesaje. Mesajele nu sunt încă trimise către tine, ascultătorule. Mesajele sunt în lucru, iată, și această arcană a temperanței. Cineva care caută vindecare, cineva care își dorește un moment prielnic pentru a putea să vorbească, dar și cineva care trebuie să învețe să aibă răbdare. Aici am putea avea o persoană care s-a grăbit în trecut. Aici putem avea pe cineva care regretă că s-a grăbit în trecut. A făcut lucrurile în mod impulsiv, nu prea a planificat bine și a ajuns la aceste rezultate, iată. Da? Spuneam acest 5 de monede care arată o lipsă, care arată un personaj lăsat undeva afară, în frig, într-o situație absolut inconfortabilă. Dar atenție, acest 5 de monede ne aduce în prim plan și pe cineva care nu prea știe să ceară ajutor. Cineva care, dacă s-ar întoarce și iată, ar încerca să bată la această ușă, probabil că ar avea un răspuns. Poate că ar fi invitat înăuntru. Într-un 5 de monede avem pe cineva care, deși pare să treacă printr-o situație dificilă, nu vede foarte ușor ce are la îndemână ca să poată să navigheze prin acea situație neplăcută. Și mă întreb dacă nu cumva persoana asta se bazează prea mult pe forțele proprii, mă întreb dacă nu cumva s-a obișnuit să fie atât de independent sau independentă încât să nu știe când să spună am și eu nevoie aici de o mână de ajutor. Cineva care se teme să nu pășească pe tărâmul fragilității. Mai bine rabd și tac decât să cer ajutor și să fiu văzut sau văzută într-o lumină proastă. Lasă că mă descurc eu așa cum m-am descurcat de atâtea ori până acum. Vă rog să-mi spuneți cum rezonează. Aici avem o interacțiune dintre un semn de foc și un semn de pământ sau o interacțiune dintre două semne de foc sau o interacțiune dintre un semn de aer și un alt semn de aer. Avem de asemenea persoane care sunt născute vineri, duminică, luni sau miercuri. Haideți să vedem în continuare ce detalii aflăm. Cine vrea o relație cu tine, ascultătorule? Ce fel de relație? Vom vedea până la finalul citirii ce fel de relație ar vrea această persoană. Pentru unii dintre voi, această persoană ar putea să fie cineva din trecut sau ar putea să fie o persoană nouă care seamănă cu cineva din trecut. Asemănarea se poate referi la orice. Poate semăna fizic sau poate semăna din punctul de vedere al comportamentului sau al caracterului sau poate că vocea acestei persoane seamănă cu vocea unei persoane dragi din trecut. Așadar, vorbim aici despre o întâlnire relevantă. Persoana asta te vede cu niște ochi extrem de înduioșați,
ascultătorule. Pentru că tu, la rândul tău, îi amintești acestei persoane de cineva special din viața sa. Cineva care a ajutat această persoană în momentele sale grele. Sau poate vorbim aici despre cineva pe care tu ai ajutat, ascultătorule. Cineva pentru care ai intervenit, indiferent dacă acea persoană ți-a acceptat sau nu suportul, ajutorul. Haideți să vedem în continuare. Avem aici și situații în care persoana asta se află undeva în jurul tău, în cercul tău profesional, undeva pe la serviciu sau printre colegii tăi de studii sau undeva într-o comunitate care are o anumită pasiune, da? Cineva care are un hobby ca al tău și faceți parte dintr-un anume grup. Asta este o altă variantă. Avem aici, de asemenea, o persoană care iubește vara, cineva pasionat de Orient sau o persoană cărei place culoarea portocaliu. Avem, de asemenea, o persoană care e pe cale să învețe ceva foarte, foarte important și mai avem, de asemenea, o mini așteptare care poate să fie de 4 zile sau de 4 săptămâni. Avem aici o cifră 4, dar avem aici și o cifră 5. Ambele cifre ar putea să fie relevante în situația voastră. Haideți să mai explorăm. Ce ar vrea de la tine această persoană? Păi, în primul rând, persoana asta și-ar dori să capete curaj ca să vorbească în fața ta. Avem până acum foarte mulți cavaleri, iar asta ar putea să indice o mișcare rapidă. S-ar putea să aveți o schimbare de situație foarte, foarte rapid. Adică să nu se întâmple nimic o perioadă, după care se întâmplă toate într-o zi. De asemenea, vorbim aici despre o persoană care în momentul ăsta respinge alte oferte. Nu vrea să ia în calcul alte persoane. Este cineva cu gândul la tine și la ceea ce are de rezolvat cu tine. Și în cele mai multe cazuri, aici vorbim despre dorința acestei persoane de a avea o relație cu tine, o relație apropiată cu tine. Iată și această arcană care vorbește despre pasiune. Cineva foarte atras de tine, ascultătorule. În anumite cazuri, persoana asta va trebui să vină de undeva, de la distanță. Va trebui să-și cumpere un bilet sau să conducă până la tine. Avem pe cineva, de asemenea, care a făcut o schimbare de casă în ultimul an. Haideți să vedem mai departe ce aflăm din acest oracol, răspunsurile îngerilor. Foarte interesant că, până la urmă, această persoană s-ar putea să spună deschis că are nevoie de ajutorul tău. S-ar putea să îți mărturisească deschis niște lucruri care inițial îi păreau imposibil de dezvăluit. S-ar putea ca ușile pentru această persoană să se deschidă tocmai odată cu mărturisirile pe care are să ți le facă. Și de asemenea vorbim aici despre o întâlnire care are șanse să se transforme în ceva mai mult. Perspective pozitive, ideea de creștere, de asemenea ideea de abundență.
Spuneam și mai devreme că poate acum e liniște, poate că în momentul ăsta nu se anunță nimic interesant, după care, în momentul în care această persoană îndrăznește să vorbească, apar tot felul de noutăți, apar tot felul de surprize. Așadar, această citire, ți-ar spune ascultătorule, așteaptă-te la niște lucruri la care nu te-ai gândit încă. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales această carte în următoarele luni. Așadar, folosim pentru citirea voastră acest oracol și tarotul sufit. Cine vrea o relație cu tine, ascultătorule? Ce fel de relație vrea cu tine această persoană? Haideți să începem explorarea noastră și adăugăm niște cărți de tarot. Au apărut deja 3 arcane majore. Aici avem o persoană cu care tu, ascultătorule, ai o situație neîncheiată. Avem o persoană care a lăsat lucrurile suspendate sau avem pe cineva care s-a răzgândit sau avem pe cineva care a tot ieșit și s-a tot întors în viața ta, ascultătorule. Cineva care a tot plecat și, ce să vezi, nu a rezistat la distanță. Aici avem situații sentimentale, la fel de bine cum am putea să avem niște situații în care sunt relații de prietenie sau de rudenie sau ceva situații cu niște parteneri de afaceri, însă ceea ce apare semnificativ în momentul ăsta este o intensitate foarte, foarte mare a conexiunii voastre. Adică cineva cu care ați experimentat probabil și iubirea și ura și extazul și agonia. Cineva care a luat niște lecții foarte importante de la tine, ascultătorule, dar cineva care la rândul său ți-a dat niște lecții. Pentru că fiecare dintre voi, în urma acestei întâlniri, a rămas cu niște întrebări mari care cereau răspunsuri. Așadar, simt că vorbim despre o persoană care te-a răscolit foarte mult și de asemenea o persoană care s-a simțit răvășită de tine, ascultătorule. Și mă întreb despre ce relație să fie vorba, cu cine ați avut sau aveți un raport tumultos, cine ar putea să fie această persoană care nu a închis niciun fel de capitol cu tine, deși în anumite situații simt că această conexiune ar părea în momentul ăsta finalizată. Însă cel mai probabil nu este. Până acum avem pe cineva din Vărsător, Pești sau pe cineva din Capricorn. Haideți să vedem mai departe ce este cu această persoană. O persoană tristă, îngândurată, cineva care plânge, cineva care, iată, aruncă diverse lucruri pe jos și le sparge, cineva care are niște episoade de mânie.
Cineva care de asemenea simt că se răzbună pe sine în momentul ăsta și parcă ar vrea să se închidă undeva într-o cutie, să nu mai audă nimic, cel puțin o perioadă, dar și cineva care își recunoaște că a fost foarte zgârcit cu tine, ascultătorule. Zgârcit poate cu banii, zgârcit poate cu emoțiile, zgârcit poate cu timpul său, zgârcit poate cu planurile sale de viitor în care să te includă și pe tine, poate zgârcit la vorbă. Dacă rezonează cu tine, ascultătorule, chiar te rog, spune-mi despre ce este vorba. Așadar, cineva care în momentul ăsta se simte limitat, închis, deși această închidere pare să fie totuși ceva ce își provoacă singur sau singură, cineva care are niște momente negre în această perioadă și încearcă să-și aducă aminte cum erau vremurile bune și cum era atunci când se distra și se simțea în largul său, cineva care compară ce trăiește acum cu ce a trăit la un moment dat și îi se pare că poate n-o să mai ajungă niciodată acolo, deși dorința există. Și există un soi de țâșnire, există ceva ce apare pe neașteptate. Haideți să vedem în continuare. Avem aici o interacțiune dintre două semne de apă, o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de pământ, o interacțiune dintre un semn de pământ și un semn de aer. Haideți să vedem mai departe ce detalii putem afla. Foarte interesant că apare această energie a nebunului aici în centru, adică de ca și cum orice s-ar putea întâmpla cu această conexiune la care se gândește această persoană. De ca și cum această persoană ar alege până la urmă să se lase să cadă și să observe unde va ateriza. Asta înseamnă că este cineva care a încercat foarte mult să controleze situația cu tine, ascultătorule, și parcă în momentul ăsta ar mai slăbi un pic hățurile, pentru că deja știe că dacă va continua cu ceva vechi, nu va ajunge niciunde. Așadar, parcă un moment de scuturare, un moment de răscruce și ceva este udat și îngrijit. Ceva este în formare în momentul ăsta. Haideți să vedem mai departe, a apărut din nou energia vărsătorului. Foarte interesante aceste cărți care vorbesc despre o conexiune complexă. Parcă ați fi trăit alături de această persoană cât ar trăi alții în vreo 3-4 vieți. Adică avem o multitudine de evenimente, avem tot felul de răsturnări de situație, avem tot felul de idei mari urmate de răzgândiri, avem multă inconstanță și avem un soi de eternă întoarcere. De ca și cum rolul acestei persoane ar fi să se întoarcă mereu către tine, ascultătorule. De ca și cum nu reușește să-și găsească pacea, liniștea sau iubirea în altă parte. De ca și cum, de fapt, singurul lucru pe care vrea să îl trăiască este în prezența ta, în compania ta. Deși spuneam că lucrurile par complicate,
Pentru că această persoană, iată, și-a lăsat de foarte multe ori fricile la suprafață. E ca și cum conexiunea asta a fost condusă de zona asta de angoasă, de ca și cum parcă de ceea ce v-ați temut mai tare oricum n-ați scăpat, niciunul dintre voi, dar în același timp parcă nu ați reușit să vă imaginați că această conexiune va merge cu adevărat bine într-o zi sau că nu o să mai vorbiți doar de blocaje și de frici și de constrângeri, ci și de lucruri care vă motivează. Mă întreb cum rezonează cu voi. Aici a mai apărut cineva din Scorpion, cineva din Rac sau cineva din Gemeni. Avem niște persoane care ar putea să fie născute joi sau marți sau sâmbătă sau vineri și avem, spuneam, o conexiune care v-a dat foarte mult de gândit amândurora, v-a dat foarte multe bătăi de cap, o conexiune care încă este cumva în desfășurare pentru cei dintre voi care nu mai sunt împreună. Conexiunea asta este în desfășurare în interiorul vostru. Așadar, iată, o posibilă repetiție cu o posibilă întoarcere, ceva ce se poate întâmpla în următoarea lună sau, așa cum spunea mesajul inițial, iată, în următoarele luni s-ar anunța ceva din partea acestei persoane. Persoana asta își dorește să fie lângă tine, ascultătorule, indiferent de forma pe care ar îmbrăca o relație voastră, pentru că avem aici de-a face cu o mare dependență din punct de vedere emoțional. Persoana asta se agață de tine și ar vrea să rămână agățată de tine, chiar și atunci când o apucă cheful de îndepărtare. Adică ar vrea așa un teren sigur, ar vrea să știe că ești acolo și ar vrea să știe de asemenea că are libertatea să se îndepărteze puțin, după care să se apropie și să te sufoce cu atenția sa. Din nou vă rog, spuneți-mi cum rezonează. Iată, încredere și compromis. Vi se spune că această persoană speră totuși ca tu, ascultătorule, să-ți recapeți încrederea în el sau în ea. Că această persoană speră să ajungeți la o cale comună, să mai lăsați fiecare dintre voi de la voi câte puțin ca să puteți să construiți o punte. Și în mintea acestei persoane, de asemenea, ar mai fi un eveniment important care s-ar putea întâmpla într-un an de acum încolo. Și oare despre ce să fie vorba? Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Hai pe www.taroterapia.ro, descoperă cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Obiectivul acestui curs de tarot este ca tu să înveți în mod intuitiv, rapid și practic cum să interpretezi tarotul pentru tine și pentru alte persoane, folosind orice pachet de cărți de tarot. La finalul acestui curs vei ști cum să folosești tarotul într-un mod practic, vei căpăta o perspectivă nouă, utilă pentru a interpreta cărțile de tarot în orice arie care te interesează. Dragoste, relaționare, profesie, bani, dezvoltare, creștere personală, decizii de zi cu zi și așa mai departe. Vei ști ce indicii rapide să cauți în cărțile de tarot pentru orice întrebare pe care o ai. Vei cunoaște nu doar semnificația tuturor cărților de tarot, dar vei ști să obții rapid mesaje esențiale din combinațiile dintre arcane. Vei avea o conexiune mai bună cu intuiția ta și un mod inedit de a observa lucrurile nevăzute. Vei avea la îndemână, oricând și oriunde, materialul complet
pentru a repeta ceea ce ai învățat. Accesul tău la curs este nelimitat. Vei putea intra oricând în contact cu taroterapia pentru orice întrebare legată de acest curs sau de practica ta. Hai acum în comunitatea noastră pasionată de tarot și pregătește-te pentru o aventură fascinantă în universul arcanelor.